Proiectul concentrează-te pe artele tradiționale ca mijloc de creștere economică și a dorit revitalizarea meșteșugurilor care au fost dezvoltate înainte în această zonă, respectiv în Banatul Montan, astfel încât produsele pe care cei din grupul țintă învață și au învățat să le facă, să contribuie până la urmă la revitalizarea turismului. În cadrul acestui proiect, copiii din Moldova Nouă au învățat meșteșugurile tradiționale din zona Banatului, adică pictura pe sticlă, care au efectuat-o prin atelierele noastre de pictură. Mi smo konkretno opština Veliko Gradište kroz projekat 10 žena osnažili da završe kompletnu obuku o tkanju i na taj način smo im dali mogućnost da mogu da se zaposle, da same sebi osnuju neke nevladine organizacije ili neku radnju koja se bavi domaćom radinosti, a i na taj način da sačuvamo i tradiciju naše zemlje. Pored toga imali su i međusobnu razmenu sa partnerima iz Rumunije i da nauče neke druge veštine od njih. Sunt foarte bucuroasă că Uniunea Europeană mi-a oferit această oportunitate de a participa la această activitate. Îmi place foarte mult să lucrez lucru manual și talentul și dexteritatea le-am moștenit de la părinții mei care au fost meseriași. Cu această ocazie am participat la mai multe activități în Serbia, unde m-au încântat ceea ce au produs colegii noștri din Serbia. Sunt produse foarte frumoase, originale și făcute cu mult talent și îndemânare. Am avut ocazia de asemenea să cunosc multe persoane la fel de talentate și de îndemânatice care au produs lucruri foarte frumoase și care transmit generațiilor următoare obiceiurile noastre străvechi, moștenite din moși strămoși.